La vârstă de vreo 6-7 ani am înotat ministru, fără supravegheri. Vă invităm și în casă. Noi ne-am apucat de reparații chiar când s-a început pandemia. Și asta ne-a permis ca să ne ocupăm mai concentrat anume la amenajarea pensiunii și reconstrucție. Dar încă mai sunt detalii care trebuie să le aducem în concordanță. Dar, pe general, deja din primăvară putem să primim oaspeți. Vreau să vă arăt aici niște fotografiile vechi care noi le-am păstrat de la bunii noștri. Sunt niște fotografii chiar vechi. Aici e bunica mea, Ileana, cu fratele ei și verișoarele mele. Așa. Și pregătim să bem, servim cu un ceai. Trăim într-o zonă cu multă piatră. Avem piatră din belșug. Mulți veneau și le plăceau zona și care își cumpărau o casă, care își cumpărau o vilă. Și din unul în altul până a fost organizat festivalul Hodina, care la fel a fost un factor care a impulsionat procesul ăsta de dezvoltare a zonei ca o zonă turistică. Asta a dat un imbold și pe urmă a venit iar un val de oameni care au început să-și caute casă, să-și facă vile sau pensiuni și deja în sat sunt câteva pensiuni care se dezvoltă. Și una este și pensiunea care am dezvoltat-o noi în casa bunielor noștri. A venit un coleg de-al meu, primarul de satul Ustea. Sunt niște colegi de-a mei de la Moldova.org, facem un interviu. Domn primar, cum la nevastră cu canalizare? Merge proiectul? Nu, am rezultat. Cum găsim modalități să-l pornim? Asta nu e istorie, știi cum? Este istorie dureroasă. Istoriile astea dureroase nu trebuie să le discutăm. Format. Și să le facem ca să fie istorie de succes. Vii la un ceai? Nu, a doua spus trebuie să știu la Dorotcaia cu tata să mă întâlnesc. A, ok. Da. Eu am intrat, am văzut mașina ta, dar văd că erați undeva pe pază. Am fost până la izvor. A. Hai să-l dăm familie, mai avem ocazie. Ok, hai. Hai. Lumea încetșor și acolo deja pășesc pe urmele dezvoltării. În cazul când vor apărea anumite oportunități de finanțări, căutăm acum anumite posibilități de a dezvolta ceva comun. Ne gândim la aspectul ăsta, suntem în căutare de parteneri cu care am putea să dezvoltăm anumite concepte, anumite servicii care o parte noi aici, o parte ei acolo și tot așa. Chedonie! Te credești? Ia să arăt un lucru. Intră în coace. Hai, ia. Vin în coace, vedem. Auzi, vin să vedem băieții. Da cum îl cheamă? Vin să vedem băieții aici, ia. Hai nu te temi, că noi... E ca să arăt la bunica Dunine-o... Ia uite, să vedem aici, ia uite, ce de frumos! Bună ziua! Ții minte, Matalinii, că Dona t-a dat o moară vechi?
Da. A pleacă noi restauratul și vreau să arăt cum noi a restauratul. E camoara asta veche, din sat, a fost cadonată de... De la mine. Doamna Dunia, da? Noi facem de obicei găluce mai mărunțele, așa, mai frumos. Da. Am făcut când a fost hodina de vale, o șeuniță și am făcut 270 de lei pe o șeuniță de găluci. Și hai, ce spui tu? Ia? Cum spune? La revedere! La revedere! Și așa, bun, dar hai, o zi bună! Numai bine, la revedere! O să arătăm biserica din sat și care este una din cele mai mari biserici în zonă. Este urmele din războiul din 1945-41-44. Este mușcată din toate părțile. Sperăm într-un viitor apropiat să fie restaurată. Iată, vedeți, lângă insul asta mitică, Nistru așa, parcă să... Obiectul aici se începe, noi ducem botul insului. Era percepția asta că poți doar să te realizezi psihotare și aici nici de cum nu. Și această percepție era și la mine. După facultate am avut mai multe oportunități să plec psihotare. Am fost în diferite programe. Evident că trebuie să muncești și acolo ca și aici. Și muncind, mi-am dat seama că dacă muncești, poți oriunde să te realizezi. Și de aceasta am hotărât ca să mă întorc totuși acasă, pentru că cumva când eram psihotare, mă simțeam rupt de ceea ce mi-e drag, de ceea ce iubesc.